să împărțești cuvântul împreună cu frații care vor fi. Și astfel să arătați că cu adevărat Domnul este Cel ce dă viața. El ne-o dă și El ne-o ia, lăudat să fie numele Domnului. Doresc, dacă se poate, să se cânte dintr-o cântare. În timpul acesta avem pe fratele Fane de la Dobășeni, de la Botoșani, scuzați-mă, și doresc să vină să se pregătească după cântare și să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Și zic ca Duhul Sfânt să-L însoțească. Duhul Sfânt să fie peste el. Să pregătească un pământ care cu adevărat e înțelenit. Are purieni, are diferite probleme care cu adevărat, dar să pregătească Duhul Sfânt să se cadă sămânța aceasta. Să se primească lăudat să fie numele Domnului în toți vecii vecilor. Amin. La Iisus cel blând, căci va veni ceasul morții, va veni curând, va veni cu slavă mare cel hulit acum, și înaintea lui oricare preanălțat, bogat sau mare, va fi praf din drum. Cel ce înjură și hulește nu va mai huli, prins de moarte fără veste, o, în clipe ca aceste, cum s-ar pocăi? Însă Domnul le va spune, totul e pustiu. Ceasul a început să sune, iată soarele apune, azi e prea târziu. Frate, mai avem o clipă, azi e clipa ta, să te întorci acum în pripă, sub a Domnului aripă, jos sub crucea sa. Ca în ziua de urcie care va veni, tu să scapi cu bucurie, iar în ceruri pe veșia te-nveseli.
iar de nu asculți de dânsul, de Domnul Iisus, o, amar îți va fi plânsul și trimis vei fi de dânsul în focul nestâns. Avem o zi de cercetare în ziua aceasta, avem o zi de reculegere în seara, în ziua aceasta, avem o zi unde Domnul ne umblă la inima noastră și parcă aș vrea să mă înfiletez așa cum zboară un avion și-și împlântă elicia în aer, așa să intru în inimile voastre și cuvântul Domnului să aibă loc așa cum avea loc când Pavel vorbea și Domnul lucra la inima Lidiei. Dorim ca Domnul să lucreze la fiecare inimă. Pentru că stăm aici alături de un vas de lucrare, de un proroc, de un om al lui Dumnezeu, care și-a pus viața în joc să-L slujească pe Domnul. Cu mult sacrificiu, cu multe lipsuri, cu multe dureri, cu multă osteneală, cu nopți de dormite, cu lacrimi pe obraz, și-a rămas hotărât pentru Domnul. Oare mă gândesc cine ia locul? Din meleagurile voastre ori dintre noastre? Nu știm de unde, dar Domnul să mai scoată încă un vas. Să mai scoată încă un om la care să rămână lângă Domnul în liniște, care să primească de la Domnul aviz în timp de zi sau noapte și să trimată răspuns la vreme potrivită. Pentru că Cel ce lucrează printre noi este Domnul. Chiar dacă alții se avântă, chiar dacă alții au îndrăzneală, chiar dacă alții vorbesc de la ei personal, El a fost un om care a auzit glasul Domnului. Și în cele mai grele împrejurări, și în cele mai grele probleme, și atunci când oamenii au trimis acasă pe bolnavi, Domnul a spus prin El că-i vindecă. Și eu vindecat, slăvit să fie Domnul! Pentru că avem un Dumnezeu viu care îl slujim! Avem un Dumnezeu care trăiește veșnic și care vrea să ne mântuiască cu orice chip! Nu anula viața care îți stă în față! Nu o trece cu ușurință! Pentru că fiecare din noi ne apropiem de clipa plecării! Eu m-am gândit că El a mers bine până aici, dar ca să ajung acolo, o trebuie să mai sufere. Dacă El o trebuie să mai sufere, da tu, da eu. Trebuie să ajungem acolo, te-ai pregătit pentru cuptorul pe care Domnul îți va îngădui să treci prin El. Ai suficientă putere? Te-a rugat la Domnul să nu-ți dea încercarea mai mare decât puterea de credință? Dacă n-ai credință, îl rugăm pe Domnul să ne mărească credința. Amin. Pentru că Psalmul spune 42, un val cheamă-și la vuietul căderii apelor tale toate talazurile și valurile tale peste mine. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea Lui și noaptea înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, să rămâie și stânca ta, să rămână ajutorul și sprijinul tău. Îmi spunea la telefon, vreau să fac o masă de dragoste și să-i chem toți frații și prietenii. I-a spus Toma, dar de coastă. O să zic, dacă eram nepocăit, mă costa mai mult. Dar fiindcă-s pocăit, vreau să mai chem pocăit și să mă bucur cu ei. Două, trei zile la oaltă. Pentru că ni-i drag cu Domnul și cu ei. Așa cum spune Psalmistul, Psalmul 16. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Asta i-a fost plăcerea. Și atunci când venea la noi,
Și atunci când veneam la voi și în legăturile noastre erau rugăciuni înălțate spre Dumnezeu și descoperiri care ne mângâia inima. O, Doamne, mai adă oameni aceștia pe meleagurile noastre, să mai scoată Dumnezeu oameni de mijlocire, că oameni de judecată avem destui, oameni poruncitori avem destui, dar oameni care se mângâie. De asta au strigat și astăzi prorocul. Strigă! Și-a întrebat ce să strig. Orice om este ca iarba și toată floarea lui e ca floarea ierbii toată viața lui. Iarba se usucă, floarea cade, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Amin! Dorim Domnul să ne ajute să facem voia lui. Dacă ești un om nervos, calmează-te! Să nu te calmeze la Sfântul Gheorghe, nici la Târgu Mureș. Calmează-te înainte ca să nu te calmeze Domnul, că El poate te aduce într-un moment în care nu-ți mai trebuie nimic decât apă. Nu mai ai nevoie de grădină, nu mai ai nevoie de mașină, nu mai ai nevoie de valută, nu mai aștepți chemarea și strigarea când solul ceresc va veni și îți va spune hai. Doamne, ajută-ne să fim gata. Ajută-ne să fim pregătiți pentru aceea zi. Și ia ca masă pe care o făcut-o Toma. Asta e ultima masă. E ultima despărțire cu El. Oare cine îl va visa prima dată? Oare cu cine va veni să vorbească prima dată? Știți cu cine s-a întâlnit Domnul Iisus prima dată? După înviere. Cu Maria, care l-a iubit așa de mult și-a spus El în timpul vieții Lui că și Lui se iubește mult, îi se iartă mult. Să nu ne părăsească iubirea și dragostea Domnului. E o calitate scumpă, împărăția lui Dumnezeu e din dragoste. Biserica lui Dumnezeu e în dragoste legată. Familia asta în dragoste e legată. Îl mai plâng azi și nu mai are pe cine îl plânge. Își vor aduce aminte când vor trece valuri grele prin casele și familiile lor. Că a avut un tată care i-a purtat în rugăciune, care i-a plâns pentru ei, care s-a sculat în zori de dimineață să-i prezinte înaintea Domnului. Că spune plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22. Ceea ce mă face să mai trag nădejde este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci îndurările lui nu au ajuns la capăt. Și să noiesc în fiecare dimineață pentru cei ce iubesc pe Domnul. Iubești pe Domnul, ești dimineața la rugăciune, încredințează-ți sufletul înaintea Domnului, încredințează-ți familia să fie păzită și toți să ne întâlnim seara cu mulțumiri că Dumnezeu nostru veghează asupra noastră. Așa cum spune Iov în capitolul 33, dacă se găsește un înger mijlocitor, unul din miile acelea care vestește omului calea care trebuie să o urmeze, Dumnezeu zice îngerului, izbăvește-l, că am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Mărit să fie Domnul! Dorim ca Domnul să lasă îngerului cu noi! Spunea Domnul Iisus, nu mă plângeți pe mine, fiice ale Ierusalimului, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Ne așteptăm la vremuri de probă și de încercare, că spunea Ioan, fiara care a fost, nu mai este, dar va veni și va lucra cu toată puterea fiarei din tâi. I-a apucat groaza pe creștini,
când a început să lucreze fiara de întâi, ori fiara de a doua, ar trebui să găsească oameni gata de sacrificiu, așa cum vede Ioan în Apocalipsa. Cine sunt aceștia îmbrăcați în haine albe? Și de unde au venit? Ei vin de necazul cel mare. De acolo vin. Și el întreba și spunea: până când, stăpâne, Doamne, zăbăvești să răspunzi sângele nostru? O să zis o dacă de o haină albă. Și a spus să mai aștepte puțin până se vor împlini numărul fraților voștri care vor fi omorâți ca ei. Ești gata să mergi la moarte? Ești gata să renunți la ce ai în jurul tău? Ești gata să renunți la eu-ul tău, la pretenția ta, la titlul tău, la tot ce te înconjoară? Vine ea să ne întrebe, vine ea să ne spună ce are de spus, să-și facă lucrarea în scurtă vreme, că e aproape să vină. Cum a spus și el, ce vine va veni și nu va zăbovi. Dacă el va veni, o întrebat va găsi el ce? Doamne, mărește-ne credința! Va găsi el credință pe pământ? Iată-l că vine pe nori! Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor boși. O, te așteptăm, Iisuse! Nu suntem gata, dar ajută-ne! Dacă nu vrem, trece-ne tu prin diferite încercări, dar nu ne lăsa singuri, nu ne lăsa în lumea asta. Vrem să ajungem în împărăția ta. Vrem să ajungem la locul promis. Vrem să ajungem să vedem pe cei 24 de bătrâni. Să vedem pe cele 4 fapturi vii și pe cineva în mijlocul lor care semăna cu un miel. Părea junghiat. Doamne, dă-ne putere. Vrem să ne asemănăm cu el. Biblia spune, atunci când se va arăta el, cum vom fi? Dar până atunci, cum suntem? Strigăm, poruncim, ne răzbunăm, sunt gata să lovim, să-ți faci loc în lumea asta, să fii singur. Nu rezolv nimic fără Domnul. Nu rezolv nimic fără cuvântul lui. Nu pot înainta fără Duh și cu putere, care trebuie să însoțească orice credincios. Fie părinți, fie copii, legați unii de alții, vrem să ajungem să-l vedem. Așa cum l-au văzut ucenicii, când au plecat, plângeau după el și s-au uitat în sus și au zis: bărbați galileieni, de ce vă uitați? În sus le-au vorbit îngerii, că acest Iisus care a plecat să vă întoarce înapoi, așa cum l-ați văzut că a plecat, se va întoarce pe un nor să-și iei biserica, să-și iei mireasa, să iei pe cei ce plâng, să iei pe cei ce-l așteaptă, să iei pe cei care doresc din inima lor să renunță la toate, dar să ajungem acolo. Ajută-ne, Doamne! Amin. Ai venit aici, ia-ți hotărâri noi! Ai venit aici, pune-ți hotare inimii tale! Dacă ai servit-o în pahar, nu-l mai servi! Dacă ai mințit vreodată, nu mai minți! Dacă ai vorbit de rău, oprește-te! Oprește-te, este în psalm, oprire! Oprire este, oprește-te și vezi cine este Domnul. El este mare și cercetează pământul de la un capăt la altul și caută un om care să-l slujească în timpul vieții lui. Nu vrei să fii tu omul acela? Să se audă glasul tău la Dumnezeu, să se audă mijloșirea ta până în ceruri, să ajungă rugăciunea ta
ca o jertfă de bun miros. Aleluia! Dumnezeu să binecuvânte familia îndoleată, să țină familia asta tare în credință, să cercetați cuvântul Domnului, ca să puteți vorbi și altora despre El, să rămânem credincioși cu Dumnezeu, că dacă nu ne vom întâlni aici, să ne întâlnim cu El. Dorim lucrul acesta, Dumnezeu să binecuvinteze tot norodul, să-și pună mâinile peste noi și darul vindecării să treacă peste popor, să vindece orice inimă, să vindece orice cuget, să vindece orice stare și să plecăm vindecați sufletește, să putem vindecați trupește, să putem lauda pe Domnul că Dumnezeu nostru este printre noi. Dorim să rămână cu noi, să rămână în biserică și să ne călăuzească până la sfârșitul vieții. Amin. Dorim ca fratele Fane să cânte o cântare, Domnul să-l binecuvânteze și după aceea din nou ascultăm cuvântul Domnului. Și frații mai cântă cu muzica și Duhul Sfânt să ne deschidă inimile.